Stam așa în pat și dintr-o dată mi-a apărut, dar nu dormeam, deja eram treaz, dar stam cu ochii așa închiși. Și cum stam așa culcat pe pat, dintr-o dată mi-a apărut în față o colă de hârtie albă. Era o colă de hârtie de caiet, dar era ea așa, era de mare. Și pe ea erau niște scrisuri, erau niște rânduri scrise pe cola aceea. Rândurile erau negre scrisă, erau cu negru scrisă, dar acolo era albă. Și l-am întrebat pe domnul, zic, domnule, dar ce înseamnă lucrul ăsta? Zic, domnul, zice, vezi hârtia asta, cola asta de hârtie? Așa mi-a și zis, o colă de hârtie. Zice, o vezi? Da. Dar zic, ce înseamnă scrisurile de pe ea? O zis, astea erau vaccinurile care trebuie să se facă. Deci nu m-am gândit la lucrul ăsta. Vă mărturisesc, nu m-am gândit. O zis, domnul, astea-s vaccinurile care se vor face. Dar erau multe vaccinuri acolo, nu știu, în jur de 7, 8, 9, nu, deci nu le-am numărat. Nu le-am, dar erau multe. Și era scris mare ca să văd scrisul. Și o zis, domnul, așa, o zis că, da, zic, domne, dar ce înseamnă lucrul ăsta? O zis că vaccinurile acestea, cine și le va face și își va face vaccinul, unul dintre vaccinurile astea care s-au făcut. Că o zis domnul așa, o zis mulți zic și cumva îți blânzi cu lucrul ăsta. Deci ei cu ei înșiși și spun, mă, dau un vaccin, dacă faci un vaccin, treci și trece. O zis domnul, nu. O zis că un vaccin, dacă și-o făcut cineva, și aici o zis, fii atent și fii cu luare aminte la ce spun. O zis, și am văzut din jos exact cum într-o parte era o semnătură, dar n-am cunoscut-o. Deci era o semnătură, n-am cunoscut-o, semnătura aia. Și în partea, deci cum era acolo în fața mea, în partea asta era o ștampilă. Și din jos de ștampilă, gândești ca cum o văd, din jos de ștampilă te semnai. Și au zis, domnul, cine își face un vaccin dintre vaccinurile astea? O zis, singur, și am văzut o mână, deci mâna celui care își semna singur sentința. Și zic, bine, domnule, dar zic, ce înseamnă lucrul ăsta? O zis, domnul, singur își va semna sentința spre iad. Pentru că, o zis domnul, toate vaccinurile astea care se fac, deci nu-i un lucru curat. Și m-a luminat Dumnezeu atunci în momentele alea că vaccinurile, că unii vor zice, bine, dar și copiii, când și noi, când am fost mici, am fost vaccinați. O zis domnul, nu considerați și nu luați în considerare vaccinurile astea care se fac acum cu vaccinurile care s-au făcut atunci. Atunci s-au făcut cu un scop, dar astăzi se fac un scop care scopul ăsta e diavolesc, e de la cel rău. Și au zis unii zic și sunt indulgenți și exact așa îmi vine. Așa primem din partea lui Dumnezeu că sunt indulgenți cu lucrul ăsta și cumva îndulcesc lucrurile astea cu vaccinurile și ziceau, măi, dacă te presează de la spate, dacă ești constrâns de la spate, vaccinează-te, că doar un vaccin ce-i? O zis, domnul, nu. Pentru că o zis că cum îți de indulgent și îndulcesc lucrurile astea, o zis că așa are să fie de amară ziua aceea când Domnul îi va trimite în iad. Deci cum va fi de dulce acum, așa va fi de amar atunci. Pentru că au zis că intrând lucrul acesta în noi, deci în cei care vor accepta, au zis că așa va fi de amară ziua aceea. Când Domnul le va pune, că au zis că Domnul, și așa primeam că Domnul au zis că în ziua aceea, au zis că le va pune în față exact cola aceea, le va pune în față. Și vor zice, o zis, zice domnul, o zis că mulți vor fi care vor zice, domne, dar am fost constrânși de la spate. Dar o zis domnul așa, o zis că voi nu știți că totul este a meu? Voi nu știți că voi sunteți ai mei?
Și nu poate nimeni să se atingă de un fir de păr din capul vostru, fără voia mea. Eu voi îngădui la unii ca să se atingă, de unii se vor atinge. Dar o zis de cei care slabi, Domnul n-are să îngăduie să se atingă. Deci asta am primit.